au venit niște prieteni la noi și au făcut o observație și observația asta m-a făcut să fac clipul ăsta motivațional. Știți că aici vorbim, da, știi că focusul nu e pe scaun, e pe fața mea, da, să fac clipul ăsta motivațional și iată-mă la un clip motivațional. Clipul ăsta va schimba radical viața în mine. Astea sunt cheile mele. Deci, așa sunt. Și vă explic aici două chestii. Prima chestie e asta. Deci la noi, tot timpul, cheia albastră, le țin așa pentru că nu se știe niciodată ce mai descoperă băieții. Cheia albastră e cheia de la poartă, da? Deci tot timpul, cheia albastră, în momentul în care scoți cheile din buzunar, cheia albastră va fi cheia de la poartă. Chestia asta, deci căcățișul ăsta, asta costă 2 lei dacă mergeți la magazine mai serioase sau 50 de bani la alea din piață. Chestia asta schimbă radical viața. Mai nu care scoți cheile din buzunar, știi automat care e cheia, care e cheia de care ai nevoie. Atât de simplu este. Și dacă de pildă sunteți 3 membri ai familiei, să iei fiecare, iei 3 chiloței din ăștia albaștri și ai pus la fiecare cheie de la poartă sau fiecare cheie de la orice o culoare. Da, cum vedeți aici, noi avem albastru pentru poartă și roșu pentru intratul în casă. Atât de simplu este. La toate cele 3 legături de chei, fiecare cheile astea două fac același lucru. Fac fiecare lucru lui. Înțelegeți-vă ce vreau să zic. Atât de simplu este. Bucățica asta mică îți îmbunătățește viața foarte mult. Pentru că nu stai în fața din stăți aici. Și cât am mai teangul am. Dau fie asta, dau fie asta altă, dau fie asta altă. Da. A doua chestie. Și căcatul ăsta de Lanyard, care l-a văzut și la mine atârnă din buzunar. Aici și pentru că n-am pierdut asta, am mâncat cu mănuși, dar e foarte ușor să-l vezi atârnând. Aici e bun și la bicicletă, e bun și în alte situații că-ți atârnă așa și le atrage atenția șofer. Dar știi tot timpul unde sunt cheile. Tot timpul. Tot timpul știi unde sunt cheile din cauza căcatului ăsta e atârnat de chei. Da? Atât de simplu este. Să știi tot timpul unde sunt cheile, dacă nu le pui în același buzunar. Altă fază. Ăsta e la Jumbo și am luat din astea așa. Da? 60 de bucăți, 5 lei. Și m-am apucat deja să scriu o parte din ele. Hai, focalizează cocoș. Dar mă rog, nu contează ce scrie pe ele. Dar ea, atât de simplu este să etichetezi chestiile care ai nevoie. Am niște gentuțe pentru niște utilaje, pentru niște unelte. Și sunt negre toate, nu au niciunul. Logo-ul este embosat așa și nu stai să cauți unde e embosarea, că la fiecare e embosare în altă parte. Și nu mai simplu să pun câte o etichetă, o lipesc cu scotch și știu. Ăla e șoricelul, ăla este șlefuitorul, ăla este altceva. Atât de simplu este. Da? Deci 5 lei 60 de bucăți. Să etichetezi ce ai nevoie. Astea sunt cheile de la ușile de interior. Cheia asta, căcatul ăsta la fel. Mega ieftin și se găsește, știu că sunt, ați văzut la magazine că sunt la box, se găsește și la bucată. Cumpărați cât aveți nevoie, puneți etichetă. Sunt convins mâine, dacă mă întrebați, o să spun, astea sunt cheile de interior, dar peste 2 ani de zile o să uit. Informația asta nu e necesară creierului, tocmai de-aia apare eticheta asta. Deci o să fie dată la o parte pentru că nu e folosită, dar peste 2 ani de zile o să știu pentru că am pus eticheta aici. Atât de simplu este. Deci eu am o din asta cu resturi. Am cumpărat mai multe și am resturi. Din nou, fericirea și confortul personal e format din mici bucăți. N-apare un Big Bang care să vă producă fericire sau să vă ridice confortul vieții cu 50%. Nu. E formată din mici căcățișuri. Mici căcățișuri. Da? Ăsta și ăsta a fost la fel. Ieftin. Am mai auzit o poveste. Povestea cineva că și-a pierdut cheile pentru că i s-a desfăcut ăsta. Știi? Și asta e genul de informație pe care o auzi și te uiți, spui, chestia asta nu există. N-are cum să existe așa ceva. Deci cum să-ți să rupă inelul de la chei? Păi da, că nu știu ce și n-am avut timp și... Se găsesc inele de chei la bucată. Nu ai inel de chei, întrebi pe cineva, sigur, dacă primul n-are, al doilea.
știi cum, trebuie păcălești la muncă, n-ai cumva un inel de cheie mai solid? Și am inelul ăsta de cheie, dita e heavy duty. Nu, se găsesc de cumpărat la bucată la magazine de bricolaj. Nu ai tu, întrebi pe cineva care poate se duce pe acolo și trece și ți-a două inele, să ai. Nu poți să le lași așa, nu, dezordonate. Aceeași chestie cu rahatul ăsta de etichetă, ai mei au la țară, au trei magazii. Au trei magazii, au două porți și cheile sunt toate la fel. Nu aveți impresia că sunt cheile diferite. Cheile sunt toate la fel. Și stai și încearcă fiecare cheie. Și zic, bă, pune-le câte o etichetă din asta, prinde-le pe un inel, trei chei pe un inel și spui, asta-s cheie de la magazie, da? Și le ții pe un inel diferit cu etichetă. Și știi tot timpul că asta-s cheie de la magazie. Asta-s cheie de la poartă și așa mai departe. Și poți să le pui în cuier. Dar trebuie să vrei. Trebuie să vrei să-ți faci bucata asta de fericire în viața ta. Motivațional sau ce?